ce piesă. Ce piesă. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. In my head I wanna drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dress in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. With people running circles, it's so very, very și Justin. Ce moment sensibil la Vocea României. Iată un moment care naște astfel de reacții, astfel de aplauze. Felicitări, Smiley. Și l-ascultăm pe Tudor Chirilă. Mie mi se pare important că în sezonul ăsta de la Vocea României poate sunt mai multe momente în care vocile nu trebuie neapărat să ajungă la acutele alea spectaculoase. Uite că și un moment ca ăsta poate fi spectaculos prin altceva. E important să înțelegem de fapt că vocea este și ea la rândul ei importantă în toate frecvențele ei. Să nu uităm că Leonard Cohen a făcut o carieră uriașă. Iarăși am dat exemplu Frank Sinatra, nu mai sunt o grămadă de vocaliști absolut senzaționali făcând carieră cu o octavă, dar cu un timbru frumos și cu o grămadă de armonice în timbrul ăla frumos. Felicitări. Aș vrea să-i atrag atenția colegului meu mai tânăr cu un an, Tudor? Nu, că în suflet sunt mai tânăr cu 40, ce ești nebun? Diferența e doar de un an între voi? Cu un an ție fizic, dar... Dar să nu confundăm vocea joasă a lui Cohen cu vocea de întindere de două octave
și ceva al lui Frank Sinatra. Poate vrei să spui Cristiria, asta e altceva. Nu, nu, chiar Frank Sinatra am zis că pe majoritatea muzicii lui el nu cântă, nu face, nu și folosește întreg range-ul. Bă, ba da, își folosește, foarte bine întreg range-ul. Te rog, mai ascultă puțin. Nu, mai ascult, mai ascult. Te mulțumesc foarte mult, mă bazez pe asta. Vis-a-vis de voi doi, știi că noi suntem duet, facem duet. Eu sunt pe același scaun cu Teo, dar duetul cel mai interesant îl fac cu Tudor. Vezi că l-ai pornit pe Tudor. Îl ascult, dar nu-l copiez. Cred că... Îl ascult, dar nu-l copiez. Îl ascult, dar nu-l copiez. Copiază-mă pe mine. Doamne, iartă-mă și păzește-mă. Ceea ce vreau să vă spun este că voi doi ați cântat minunat. Chiar mi-a plăcut prudența și gingășia cu care fiecare notă era prinsă în vocea ta, draga mea. Și mi-a plăcut foarte mult de la jumătatea melodiei cum ai răsărit cu o nouă frecvență care nu i-a aparținut lui Chris Ria, așa cum zicea colegul Tudor. Iată că nici aici n-a avut dreptate. Dar nu contează, că de asta suntem aici. Ăla e falset, da. Nu, nu a fost falset. Da, n-a fost falset, a fost chiar o voce cu octavă mai sus. Falsetul e când faci ia elelo, 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 elelo. Nu, nu, pe falset a fost. Fă tu asta dacă poți, dragul meu. Pe falset a fost. Ce? Ce s-a întâmplat? Avem o discuție amicală cu Tudor. Horia, nu mai, nu sări pe el, gata. Când nu se poate exprima o perioadă mai lungă de timp, dă drumul odată la tot robinetul. Este foarte dureros să ascult de pe scaunul meu cum partenerul meu de echipă este atacat de către unul dintre colegi. Este foarte dureros. Noi, într-adevăr, nici nu promovăm conflictul și situațiile conflictuale. Bravo. Cred că filozofia noastră de viață e la ani distanță și asta n-are cum să nu se transforme din când în când în mici înțepături, în limita respectului reciproc. Eu trebuie să stau cu minte retrasă din când în când să-i mai fac un semn ușor. Lasă-l! Mă strânge de genunchi ușor. Lasă-l, lasă-l, că dacă te pui pe el, îl strici. Lasă-l, lasă-l! Câteodată, știi, mă simt ca vaca aia care dă muștele vara. Nu e foarte obosită când face chestia asta. Adică aruncă o coadă pe spate, mușca pleacă, dar musca se întoarce foarte repede. De multe ori când nu dau replică, mă simt ca vaca aia. Și a aruncat Horia o replică, îmi duc coada pe spate. Irinuca. Pe mine m-a dus într-o atmosferă magică, dar eu pot să fiu și subiectivă pentru că mie îmi place foarte mult piesa asta. Nu știu cu ce să meargă Smiley mai departe, dar cred că amândoi sunteți buni pentru etapa următoare. Tu ai risca? Marea mea iubire rămâne în continuare Justin de la Blind. Smile. Chiar ați cântat foarte frumos și vă mulțumesc mult că v-ați dedicat acestui moment. Nu i-am pus întâmplător împreună pentru că știam că au delicatețea necesară să cânte piesa asta. Și... Na, ce să zic, e greu de departajat, pentru că, na, dar va trebui să o faci. Super. Va trebui să o faci. Mulțumesc. Beatrice, Justin. Decizia lui Smiley este. Voi merge mai departe cu ce mă inspiră pe mine mai mult. Voi merge mai departe cu Justin. Aplauze pentru Justin! El este cel care merge mai departe în echipa lui Smiley. Nu-i vine să creadă. Bravo. Beatrice a întors 3 scaune. Spune-le de ce vrei tu să rămâi la Vocea României. Acum aș vrea să faceți abstracție de faptul că sunt medic stomatolog, pentru că poate, vă poate influența. Eu am o activitate muzicală și îmi doresc să merg înainte cu muzica. Dacă se poate și dacă credeți că vă sunt de folos în acest show, eu sunt aici.
Iată că ei delicatețe continuă și în acest speech. Îți mulțumim din suflet, Beatrice. Decizia antrenorilor este. Beatrice Giurgiu și pentru drumul ei la Vocea României. Îți mulțumim din suflet, Beatrice!